Ma lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când era strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Iubiți frați și surori și stimați prieteni, am citit textul acesta referitor la înălțarea Domnului Iisus Hristos, întrucât înălțarea Domnului Iisus Hristos se încadrează în evenimentele importante, foarte importante din viața Domnului Iisus Hristos. Despre acest subiect Domnul Iisus Hristos a vorbit dinainte, a spus mai dinainte că va pleca, că se va înălța la cer, că va ajunge la Tatăl și l-a dorit în mod deosebit Domnul. L-a dorit în mod deosebit Domnul. Ascultați cum spune el înainte, rugându-se Tatălui și zice, Tată, dă-mi înapoi slava pe care o aveam odată. Și-a dorit mult să ajungă la Tatăl. Și-a dorit mult să fie împreună cu Tatăl. Și-a dorit mult să primească înapoi slava care a avut-o la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Este un eveniment pe care el l-a dorit. Facă Domnul ca dorința aceasta să fie în inima noastră tuturor. Și este atunci când suntem siguri că se va întâmpla și cu noi așa cum s-a întâmplat cu el. Ceea ce s-a întâmplat cu el, să dea Dumnezeu să se întâmple și cu noi. Măriți să fie Domnul! Sunt câteva evenimente mari care s-au întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Sunt câteva pietre așa de aducere aminte, de care ar trebui să ne aducem aminte când vorbim despre Domnul. Și anume, una dintre ele a fost nașterea, apoi un alt miraculoasă, apoi un alt eveniment extraordinar a fost moartea lui, apoi un alt eveniment a fost învierea lui miraculoasă, un alt eveniment a fost înălțarea lui și sigur a urmat rusaliile și un mare eveniment care încă nu s-a împlinit încă va fi venirea lui a doua oară. De ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus, a spus bărbații aceia, care a plecat la cer, se va întoarce înapoi așa cum l-ați văzut mergând la cer. Și noi îl așteptăm să se întoarcă, mărire lui. În această zi aș dori să vorbesc despre momentul acesta al înălțării, foarte important. Acest moment însă îl raportăm la noi, îl raportăm spre viața noastră, pentru că așa după cum Domnul a plecat, așa l-așteptăm să vină,
și să ne ia și pe noi și să ne ducă acasă. Aceasta, zicea Pavel, este fericita noastră nădejde. Și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute ca la venirea Lui să putem să plecăm așa cum ne dorim, împreună cu Domnul și să fim totdeauna cu Domnul, cum spun Scripturile. Nașterea Lui însă, din punct de vedere spiritual pentru noi, miraculoasă, reprezintă nașterea din nou, transformarea pe care Domnul o face de la început. Fără aceasta noi nu putem exista spiritual, așa cum nu poți exista fizic dacă nu te naști. Nașterea din nou este esențială pentru viața spirituală. Apoi moartea Lui reprezintă crucificarea Lui, reprezintă practic, din punct de vedere spiritual, crucificarea noastră, adică moarte firii pământești, crucificarea patimilor, a poftelor, a viciilor, a lucrurilor slabe, a lucrurilor rele din viața noastră, puse pe cruce, făcute să fie inactive și ținute acolo. Moartea Lui reprezintă moartea noastră față de păcat, moartea noastră spirituală față de lucrurile rele, să fim morți față de păcat și apoi să înviem și să fim vii pentru Dumnezeu. Învierea din morți, pentru noi, în primul rând, reprezintă învierea noastră din moartea păcatului. Și apoi, aducându-ne aminte de ce se va întâmpla în viitor, speranța că într-o zi vom învia și din mormânt. Înălțarea la cer pentru noi reprezintă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. El va veni și noi ne vom înălța și ne vom întâlni cu El în văzduh, scrie Pavel în Tesaloniceni, și vom fi totdeauna cu Domnul. Și sigur, evenimentele acestea importante aș dori să se întâmple cu noi, cu fiecare dintre noi. Aș dori să iau acum textul acesta referitor la înălțarea Domnului. Și în prima parte spune că Domnul Iisus Hristos a fost pregătit pentru acest eveniment, pentru că Luca specifică foarte clar în primul verset, și aș dori ca să vedeți această carte a Faptelor Apostolilor, a fost adresată lui Teofil, și aici scrie: Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Iubiții mei, de fapt acesta ar trebui să fie și antrenamentul nostru, să facem și să învățăm ceea ce trebuie făcut. Să învățăm ceea ce trebuie făcut. Dar înainte ca să învățăm pe alții, așa cum a învățat Domnul Iisus Hristos, trebuie să le demonstrăm practic că se poate. Atunci când Pavel s-a convertit și s-a întors la Dumnezeu, el în majoritatea predicilor lui, dacă le urmărim cele din Faptele Apostolilor, reia și povestește o întâmplare mereu și mereu. Care era întâmplarea cu care începea Pavel predicile? Și lega toate învățăturile lui, lega toată teologia lui de această întâmplare. Și vorbea mereu despre ea. E de vreo 3 ori scris în Faptele Apostolilor. În predicile marele lui, mereu reia această întâmplare. Știți care? Întoarcerea lui de pe drumul Damascului. Întâlnirea lui cu Mesia, cu Hristosul, pe care îl prigonea. Întâlnirea lui cu el pe drumul Damascului. Așa m-am întâlnit eu cu Domnul. Așa l-am cunoscut eu pe Domnul. Și reia mereu, mereu și spunea această întâmplare. De ce?
Spunea aceasta, iubiții mei, pentru că Evanghelia lui Pavel n-a fost o teorie. Dorea să spună că ce predică el a primit direct de la Domnul și că el s-a întâlnit cu divinitatea. Și apoi dorea să spună că în inima lui s-au petrecut transformări uimitoare, uluitoare. Și acestea nu vin de la el, ci transformările acestea le-a făcut Dumnezeu în viața lui. Și el s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Iubiții mei, oamenii așteaptă ca cei ce vestesc Evanghelia, fie cu o predică de la învon, fie cu o predică de la om la om, s-o vadă. Pavel zicea, voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Ea e scrisă, ea este citită, fără să fie spusă, fără să fie predicată întâi. Ea trebuie să fie citită, trebuie să fie scrisă pe noi. În gândurile noastre, în faptele noastre, în acțiunile noastre. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Prezența Domnului Iisus Hristos era necesară, era suficientă chiar și fără cuvântul Lui. Prezența Lui într-un anumit loc aducea binecuvântare, aducea pace. Prezența Lui într-un anumit loc făcea ca diavolul să plece. Și să rămână acolo Tatăl, Fiul care era prezent și Duhul Sfânt. Prezența Lui era suficientă în locul acela. Iubiții mei,